Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara organizează vineri 20 mai, între orele 10 și 13, Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Acțiunea se va desfășura atât pe plan național, cât și în rețeaua teritorială a AJOFM, Bursa ale Locurilor de Muncă urmând a avea loc la Deva, Hunedoara, Petroșani, Orăștie, Brad și Hațeg. Evenimentul se adresează tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau a celor care doresc să se reorienteze profesional spre ocupații cu posibilități de menținere a raportului de muncă pe termen mediu și lung. Obiectivul principal al bursei îl constituie creșterea gradului de ocupare, existând posibilitatea interacțiunii directe între angajator și cel aflat în căutarea unui job. Vineri, 20 mai, începând cu ora 10, vă așteptăm în 6 locații pentru a participa la Bursa Locurilor de Muncă. Bursa se organizează la nivel național, iar județul Hunedoara, de data aceasta, organizează în 6 locații. Astfel, avem la Deva, la Casa de Cultură, în holul unde a fost centrul de vaccinare, la Hunedoara, la Galeriile de Artă, la Petroșani, Sala de Marmură a Primăriei, la Brad, Casa de Cultură, la Orăștie, Sala Astra și la Hațeg, Casa de Cultură sau, dacă timpul permite, în părculețul de vis-a-vis de primărie. Sunt așteptați persoanele care își caută un loc de muncă, șomerii, persoanele care doresc să-și schimbe un loc de muncă, angajatorii care oferă locuri de muncă. Ca element de noutate, la bursă vor participa și elevii care vor putea afla detalii despre oferta educațională pentru cei de gimnaziu, dar și despre posibilitatea angajării în cazul celor de liceu. Ca noutate, avem în parteneriat cu Inspectoratul Școlar participarea liceelor. Cu oferta educațională, avem copiii de clasa 7-a și a 8-a care vor participa în calitate de invitați de data aceasta la bursă, vor avea posibilitatea să vadă, vom avea filmulețe de prezentare cu meserii, anumite meserii, pentru că tot suntem în preajma examenului de evaluare națională și acum își aleg unde vor opta, spre ce licee vor opta. Vom avea copiii de clasa 12-a și clasa 11-a care finalizează liceul sau se apropie de finalizarea liceului pentru a vedea exact și ei ce înseamnă Bursa Locurilor de Muncă. Vă așteptăm cu drag în fiecare dintre cele 6 locații, începând cu ora 10, vineri, 20 mai. Prin organizarea Bursei Generale a Locurilor de Muncă în 6 localități, județul Hunedoara este pe primul loc în țară la acest capitol.